Parohia Click TV prezintă știri meteo pentru săptămâna de 22-28 martie. Cer parțial înnorat va fi luni, în care ziua termometrele indică plus 8 grade Celsius, iar spre seară minus 5 grade. Presiunea atmosferică este joasă, iar activitatea geomagnetică indică furtună slabă. Începând de marți, timpul se răcește, astfel încât apar ninzori slabe și lapoviță, în valoare de 0,8 mm. Viteza vântului se intensifică, ajungând la valoarea de 15 metri pe secundă, iar umiditatea relativă este moderată. Ninsori slabe și cer noros vor persista și în ziua de miercuri, unde temperatura medie indică plus 1 grad. De joi până duminică, temperatura crește treptat. Maximele oscilează între plus 7 grade joi și plus 10 grade duminică, iar minimile noaptea variază între minus 2 grade vineri și plus 2 grade sâmbătă și duminică. Pentru zilele de joi și vineri, presiunea este moderată, la fel ca și umiditatea, iar indicele radiației ultraviolete este de circa 2 grade. Cerul de sâmbătă va fi noros, iar duminica va fi ploaie și furtună slabă, suma precipitațiilor fiind de 4 mm.